Salutare, prieteni dragi, și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica. Astăzi, dragii mei, vom pregăti ceva foarte interesant, delicios și ușor de pregătit. Și anume, vom realiza o prăjitură burete de bucătărie. Da, da, ați auzit bine, burete de bucătărie. Această idee am luat-o de pe un canal chinezesc. Dar este doar ideea. Rețeta blatului este a mea. Deci, dragii mei, dacă sunteți pregătiți, haideți să mergem la bucătărie și să pregătim această delicioasă rețetă. Deci, haideți cu mine! Și vom începe cu prezentarea ingredientelor. Vom avea nevoie de 3 ouă la temperatura camerei, 140 de grame zahăr, 130 grame unt moale, 2 lingurițe esență de portocale, 200 grame făină, un praf de sare, 8 grame praf de copt și colorant alimentar verde și galben. Și vom începe în a pune în bolul mixerului 3 ouă, după cum v-am spus, trebuie să fie la temperatura camerei. Adăugăm și zahărul. Și vom mixa aproximativ 5 minute. După cele 5 minute, vom adăuga untul și esența de portocale. Și vom continua să mixăm încă 2 minute. După cele 2 minute, vom adăuga puțin câte puțin făina. Vom adăuga și sarea și praful de copt. Compoziția noastră este gata. Iar acum din această compoziție vom pune într-un bol mai mic, aproximativ 150 de grame din compoziție. În compoziția unde avem mai mult, vom pune puțin colorant galben și amestecăm bine. Și o vom da deoparte. Iar acum, unde avem mai puțină compoziție, vom pune puțin colorant verde și amestecăm. Și compoziția verde este gata. Iar acum vom avea nevoie de o tavă de 20 cm pe care am tapetat-o cu hârtie de copt. Vom turna compoziția galbenă, o vom nivela frumos. Iar acum cu ajutorul unei rașchete o vom nivela să fie cât de cât egală. Și o vom da la cuptor pentru 20 de minute la 160 de grade Celsius. Și gata este primul nostru blat. Îl vom lăsa să se răcească puțin înainte de a-l scoate din tavă. Vom desprinde cu ajutorul unui cuțit blatul de pe pereții cuptorului și o vom scoate pe un grătar. Și vom coace și cel de-al doilea blat. Vom proceda exact la fel. O vom întinde pe toată suprafața tăvii. O vom nivela frumos cu ajutorul unei rașchete și o vom da la cuptor pentru 10 minute la 160 de grade Celsius. Dar acest lucru depinde de cuptorul fiecăruia. Și voilà! Este gata și cel de-al doilea blat. Îl vom lăsa să se răcească, după care îl vom scoate pe grătar unde avem și blatul galben. Le vom lăsa să se răcească foarte bine înainte de a lucra cu ele. S-a răcit blatul nostru, acum vom îndrepta marginile. Îi vom da forma unui pătrat. Este gata blatul galben, îl vom pune iarăși pe grătar și vom proceda la fel și cu cel verde.
iar acum vom monta buretele de bucătărie. Vom pune prima dată blatul galben, deasupra vom pune puțină miere, de atenție, doar puțină miere, cu cât este mai incoloră, este mai bine. Acum vom lipi blatul verde. Vom apăsa foarte bine să se lipiască bine buretele verde de cel galben, după care, cu ajutorul unui cuțit, îi vom da efectul unui burete de bucătărie. Și gata este prăjitura noastră, burete de bucătărie. Uitați cât de bine a ieșit! Ce părere aveți? Are efectul unui burete de bucătărie? Aștept răspunsurile voastre în comentarii. Iar acum, dragii mei, doar ne rămâne să tăiem această prăjitură în dimensiunile unui burete de bucătărie, așa cum vedeți că am procedat eu. Uitați cât de bine arată! Sunt foarte pufoase și delicioase! Sper să vă placă rețeta și să o încercați! Aștept opiniile voastre în comentarii! Acum voi rupe un burete de bucătărie să vedeți cât de pufos este. Uitați cât de bine arată! Deci, spor la treabă! Și voilà! Prăjitura noastră, burete de bucătărie, este gata! Este o rețetă, după cum ați văzut, foarte ușor de realizat și bureții de bucătărie se aseamănă cu cei adevărați. Deci, dragii mei, dacă vă place această rețetă, încercați-o și aștept opiniile voastre în comentarii. De altfel, rețeta și ingredientele o veți găsi în cutia de descriere. Și cu acestea spuse, dacă v-a plăcut acest video și această rețetă, vă invit, dacă nu sunteți abonați, să vă abonați la canalul meu, să-mi dați un like, să distribuiți și nu uitați să activați clopoțelul. Vă doresc o zi bună, numai bine și spor la gătit! Ciao!